Salutare, dragii noștri urmăritori! Bine v-am regăsit aici la Napoca Live. Eu sunt Carmina Cotfas, mă aflu aici alături de doamna dr. Oana Rusu, medic primar, oftalmolog și fondator al clinicii Q-Vision din Cluj-Napoca și abordăm astăzi un subiect tare interesant și de interes pentru toată lumea, și anume sănătatea ochilor la copii și importanța acesteia. Doamna doctor, bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Mulțumesc încă o dată pentru invitație! Un studiu din 2014 arată că din populația României doar 35% sunt preocupați de sănătatea infantilă la nivelul ochilor. Vă întreb atunci cât de important este de fapt. Este extrem de important și lucrul acesta poate să implice și componenta socială. Un copil cu o vedere scăzută de mic se va repercuta această problemă la vârsta adultului, la vârsta în care vrea să-și aleagă o meserie și nu mai este acceptat, de exemplu, o meserie care necesită o vedere bună, cel de pilot, cel de, nu știu, în domeniul armatei, în domeniul poliției, și atunci poate să aibă un impact foarte mare atât pe componenta psihică a adultului tânăr, cât și social. De asta este foarte important, pentru că trebuie să știm și copiii poate să aibă anumite probleme oftalmologice. Se pot naște, sunt afecțiuni congenitale și sunt afecțiuni dobândite, pe care le pot dobândi ulterior ca și rezultate ereditar. Sunt și anumite probleme genetice care își fac resimțită prezența numai de la vârsta de 14-15 ani încolo, dar și afecțiuni congenitale. De asta este foarte important, pentru că în momentul în care se depistează la timp, se și pot rezolva marea majoritate a lor. Dacă nu se depistează în intervalul 0-7 ani, atunci câteodată copilul rămâne cu o vedere scăzută și din păcate nici nu se mai poate face nimic. Vă întreb atunci, care este momentul potrivit? Cel mai important moment este vârsta de 7 luni, 7-8 luni. Asta în cazul în care copilul se naște la termen. Dacă este un copil născut la termen, dacă este un copil născut prematur, pentru că, din păcate, poate să apară acea afecțiune oftalmologică numită retinopatia prematurității, acest consult în cazul copilului prematur, consult oftalmologic, trebuie să aibă loc imediat după naștere pentru a se depista dacă există modificări date de retinopatia prematurității. Trebuie să știm că ochiul se dezvoltă în perioada embrionară, în burtica mamei, în proporție de 70%, 30% se dezvoltă după naștere. Dacă ați văzut pacientul, copilul mic, nici nu vede bine, bebelușul, nou născutul nu vede bine, nici nu are pupila foarte bine formată, el nu vede la naștere, vede doar umbre și vede doar contur. Dezvoltarea aparatului vizual are loc ulterior nașterii, până la vârsta de 5-6 luni. Undeva la vârsta de 5-6 luni copilul începe să vadă bine și să vadă colorat. Primele culori pe care le distinge sunt cele galbene, culoarea galbenă. Asta nu știu dacă ați observat, foarte multe jucării sunt galbene. De fapt, prima culoare pe care o distinge retina umană este cea galbenă. De asta multe taximetre sau elemente de marketing sunt galbene. După care vede și roșu și albastru. Și atunci copilul, în perioada asta, se formează practic acuitatea vizuală și vederea bună. El se poate naște cu anumite afecțiuni congenitale pe care mama sau părintele nu le văd. Copilul, evident, nu știe să le spună, pentru că nu are un reper despre ceea ce înseamnă o vedere bună, iar părintele nu le vede, pentru că lucrurile astea se întâmplă în interiorul ochiului. Bineînțeles, sunt și afecțiuni care pot să apară ulterior sau chiar de la naștere, cum ar fi strabismul. Strabismul este lipsa alinierii celor doi ochi în momentul în care un ochi fuge sau spre interior sau în afară, sau poate să fie, de exemplu, nistagmusul. Nistagmusul sunt ochii jucăuși, zis în popular, adică ochii care nu reușesc să fixeze bine și se tot mișcă. Astea, practic, sunt niște semne care duc părintele la oftalmolog. Dar trebuie să știm că și în lipsa acestor semne, copilul trebuie să beneficieze de controle regulate, chiar dacă noi nu ne dăm, adică gândim că copilul nostru vede bine, nu are niciun fel de problemă, trebuie să meargă la aceste. Există un screening, așa cum există screeningul, nu știu, de luxație de șold, cam asta trebuie să se întâmple și la ochi. Iar primul consult, în cazul în care copilul se naște la termen, nu este prematur, trebuie să fie undeva în jurul vârstei de 7-8 luni. Ce facem atunci?
urmărim această binocularitate, această posibilitate ca ochiul sau nu, ca ochiul să fugă și urmărim, vedem fundul de ochi. Este foarte important să punem picături de dilatare a pupilei și să vedem dacă există anumite afecțiuni congenitale, cum ar fi cataracta congenitală, glaucomul congenital și uneori, din păcate și cu efecte devastatoare pentru copil, există o tumoră intraoculară care se poate dezvolta intraocular, care se numește retinoblastom și care, din păcate, poate să ducă la efecte destul de devastatoare pentru componenta funcțională a ochiului și pentru viață, din păcate, uneori. De asta este extrem de important la 7 luni să aibă loc primul consult oftalmologic. Dacă la 7 luni totul este în regulă, următorul consult este în jurul vârstei de 2-3 ani, când copilul devine verbal, când începem să ne înțelegem cu el și există în cabinetele de oftalmopediatrie, de cabinetele specializate ca să poată să consulte și pe cei micuți care au o colaborare ușor mai deficitară, o atenție ușor mai deficitară, nu reușești foarte mult să le menții atenția. Există aparate speciale pentru ei, există cartonașe speciale, ce este foarte important la vârsta de 2-3 ani când copilul devine verbal să măsurăm și acuitatea vizuală prin niște cartonașe imprimate cu niște desene și să vedem dacă vederea este bună și egală la amândoi ochii. Determinăm vicile de refracție, adică acele dioptrii trebuie să fie în limitele normalului și să nu existe diferențe de dioptrii între ochi. Facem testul strabismului să vedem dacă există potențial ca la un ochi să fugă ulterior sau să apară acest strabism și evident vedem și fundul de ochi. Dacă și la vârsta de 2-3 ani totul este în parametri normali și nu este niciun fel de problemă, următorul consult trebuie să fie la vârsta de 6-7 ani, când copilul merge la școală. De multe ori, anumite afecțiuni oftalmologice se depistează doar atunci. Copilul merge la școală și se zisează că nu vede bine la tablă. Ăla este momentul în care merge acasă, le spune părinților nu văd bine la tablă și părinții îl duc la medic. Din păcate, la 7 ani este un pic cam târziu, pentru că toate conexiunile cerebrale se dezvoltă în intervalul 0-7 ani. Ăla este momentul în care creierul îmagazinează informații și le stochează. După 7 ani, creierul nu prea mai vrea să obțină informații noi, de asta se zice, cred că, varianta de cei 7 ani de acasă, și nu mai reușim să facem ca creierul să vadă cu ochiul respectiv. Această boală se numește ambliopie, adică boala ochiului leneș. Dacă există vicii de refracție nedepistate, un ochi cu o dioptrie mai mare sau o problemă de strabism sau alte probleme organice, cum ar fi cataracta congenitală, glaucomul congenital, dacă nu este depistat la timp, acel ochi rămâne fără vedere. După 7 ani, din păcate, nu se mai poate face nimic. Dacă depistăm înainte de 7 ani, există posibilitatea reeducării vederii în care să putem să obligăm și să convingem creierul să privească și cu ochiul care are o problemă. Bineînțeles, se rezolvă acea problemă dacă este vorba despre cataractă, se operează cataracta, dacă este vorba de viciu de refracție, se dau ochelarii potriviți și obligăm creierul să privească și cu ochiul rău. Cum facem lucrul ăsta? Acoperind ochiul bun. Probabil că ați mai văzut copilaș cu un patch pe un ochi. Ala este, practic, unul dintre gold standardul tratamentului de dezambliopizare, această ocluzie. Practic, acoperim ochiul bun în așa fel încât creierul să fie nevoit să se descurce cu ochiul cu care nu vede. Corecție optică adecvată și alte tratamente dacă se impun. Deci cam asta este screening-ul. Primul la 7 luni, următorul la 2-3 ani când copilul devine verbal și următorul la 6-7 ani înainte să meargă la școală. Și asta după aia în funcție de situație individualizat. De exemplu, dacă sunt anumite vicii de refracție, dacă se apropie de o miopie, trebuie să-l chemăm în momentul în care crește ochiul, va crește și miopia, să surprinde momentul debutului miopiei și să-i dăm ochelarii adecvați. De obicei, până la vârsta de 18 ani, cam anual trebuie să fie acest consult
periodic al copilului pentru a se urmări și evoluția dioptriilor, posibilitatea de a trece pe o miopie dacă nu mai are suficiente dioptrii cu plus și atunci e nevoie să urmărim în fiecare an. Și individualizat în funcție și de alte afecțiuni. Am înțeles. Care ar fi, deci, cele mai frecvent întâlnite afecțiuni la nivelul ochilor? Cele mai frecvent întâlnite este strabismul. Lipsa de aliniere a ochilor. Vedem copiii câteodată că le fug ochișorii. Poate să fie un strabism constant, adică în momentul în care fuge constant ochiul este deviat constant, sau poate să fie un strabism care se vede și se manifestă doar în condiții speciale, cum ar fi dacă copilul este mai obosit, dacă are o anumită probleme de sănătate conexă, atunci poate să apară. Orice strabism debutat după vârsta de un an, un an jumate, în prima fază până la un an, strabismul ăsta câteodată îl mai acceptăm, pentru că nedezvoltându-se vederea corespunzător, atunci ochiul mai poate să fugă. Dar după un an nu mai acceptăm strabismul și atunci, în afară de consultul oftalmologic și tratamentul adecvat, câteodată există posibilitatea la anumite strabisme să fie nevoie doar de ochelari și atât, sau să fie nevoie și de intervenția chirurgicală în care practic se lucrează pe acești mușchi extraoculari care mișcă ochiul stânga-dreapta și să fie nevoie și de intervenție chirurgicală. Nu toate strabismele se corectează numai prin ochelari. Asta este practic cel mai frecvent. Mai poate să apară cataracta congenitală, asta ca și urmare a anumitor infecții, inflamații ale în perioada intrauterină, infecțiile ale mamei, infecții genitale, și poate să apară și glaucomul. Glaucomul se vede un pic când ochii sunt mai mari, deci nu toți ochii mari sunt neapărat bucuria familiei. Câteodată mai poate să dea și acest glaucom. Altă cauză mai frecventă sunt viciile de refracție. Poate să fie niște dioptrii mai mari sau niște dioptrii pe minus. Câteodată copilul se poate naște direct cu miopie. Nu este un prognostic foarte bun dacă dioptriile de mic copil sunt pe minus, riscul ca și adult să dezvolte o miopie mare există. Și miopia mare de minus 5 și mai departe de minus 5, din păcate, are și modificări pe retină cu posibilitatea apariției glaucomului, a deslipirii de retina, deci poate să dea și anumite complicații, miopia de peste minus 5. Cam astea sunt cele mai frecvente. Copilul poate să se nască, cum am zis, cu glaucomul congenital, cu nistagmus, acei ochi care nu reușesc să mențină fixația, și cu ptoză palpebrală. Ptoza asta palpebrală congenitare este o lipsă de formare a mușchiului ridicător a pleoapei superioare și atunci copilul este efectiv cu o pleoapă mai căzută decât celălalt. Aici este nevoie de intervenție chirurgicală în care prin anumite proceduri ridicăm pleoapa în așa fel încât și ochiul respectiv să vadă și să nu se ambliopizeze, adică să nu devină un ochi leneș din cauza faptului că este constant acoperit de către pleoapă. Despre cataractă și despre glaucom am vorbit și în alte emisiuni, dar vă întreb acum, ca noțiune generală, ce putem face pentru tratare, poate pentru prevenire și pentru păstrarea sănătății? Dacă un copil este diagnosticat cu o cataractă congenitală, tratamentul trebuie să se întâmple destul de rapid. Adică nu putem să lăsăm lucrurile să aștepte. Cataracta congenitală înseamnă opacifiere a cristalinului intraocular. În cazul în care există o afectare binoculară, adică amândoi ochii sunt afectați de cataractă, nu este chiar așa de dramatic în dezvoltarea ochiului leneș și în dezvoltarea ambliopiei, pentru că practic toate lucrurile astea și toate afecțiunile astea converg spre această boală a ochiului leneș, această ambliopie. Ambliopia, cum am zis, este o boală practic cerebrală. Creierul nu mai reușește să accepte informația de la ochiul care nu dă informații corecte. Și atunci, de evitat această ambliopie, pentru că după 7 ani această ambliopie nu se mai rezolvă, copilul rămâne cu o vedere scăzută și, cum am zis, mai ca și adult tânăr, va fi defavorizat și în alegerea unei meserii care necesită o vedere bună și în alte activități. Cataracta trebuie operată imediat.
Dacă este unilaterală, mai ales, pentru că cea unilaterală va duce la ambliopizarea ochiului mai rapidă decât dacă este bilaterală. Și cu implant sau nu de cristalin. Aici depinde foarte mult vârsta copilului, cât este de mare ochișorul, dacă se poate sau nu implant de cristalin. Dacă nu se pune implant de cristalin, trebuie să avem foarte mare grijă să dăm dioptriile adecvate în ochelar, să aducem copilul frecvent la consultații, să vedem dacă poartă ochelarii, dacă nu zgârie lentilele, dacă avem o vedere bună. Și ulterior, per secundam, să se pună acest cristalin intraocular. La glaucomul congenital, aici este foarte important să vedem și factorul ereditar. Cineva din familie, probabil că nu neapărat din generație, poate să fie și cu generații în urmă, probabil că a avut glaucom. Și trebuie tratamentul adecvat. În primul rând, un tratament de scădere a tensiunii intraoculare, pentru că de obicei se asociază cu scăderea tensiunii intraoculare, cu creșterea tensiunii intraoculare, și un tratament de susținere practică a nervului optic și, bineînțeles, ținut foarte aproape, făcut controle periodice tot timpul. Vicile de refracție se corectează și se țin sub control cu ochelarii adecvați. Aici, în funcție de problema existentă, chemăm pacientul la 6 luni sau la un an să vedem dacă e nevoie să schimbăm ochelarii. Tot timpul trebuie să avem grijă să acordăm o vedere bună creierului. Deci cam asta este ideea, creierul să fie mulțumit cu vederea aia și să nu apară această ambliopie. Aș mai aminti aici, afecțiuni mai frecvente ale copilului sunt și infecțiile, inflamațiile ochiului, aceste conjunctivite care pot să apară și care pot să se complice și cu cheratite, adică cu afectarea corneei, cu cheratoconjunctivite, cu conjunctivite alergice, și asta poate uneori date de o lipsă a igienei, poate mai puțin frecventă decât a adultului. Copilul mai uită câteodată să se spele pe mânuță dacă nu-i amintim și își duce mânuța la ochi și poate să apare aceste infecții care poate să fie cu vedere mai înceață, cu secreții mucopurulente, în special dimineața când se trezește, copilul se trezește cu ochii lipiți, cu senzația de nisip în ochi, cu senzația de arsură. Aici trebuie tratat neapărat, pentru că astea poate să lase și complicații ulterioare, această conjunctivită. Conjunctivită alergică, dacă vedem că copilul se freacă mai mult la ochișor, dacă este asociat cu o alergie, dacă știm că copilul are o alergie, poate să apară și la ochii această alergie, sau dacă strănută în rafale, dacă vedem că se freacă și își freacă și năsucul mai des, atunci putem să suspicionăm și o conjunctivită. Mulțumesc! O întrebare, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să revenim un pic peste acest subiect, să-l clarificăm, referitor la primele consultații ale copilului. Pentru că ne-ați spus că nu are un reper și atunci sunt mai multe proceduri prin care puteți verifica dacă are o problemă la vedere sau nu. Cât de subiectiv este de fapt acest lucru, pentru că nu putem vedea ce vede copilul și poate într-un anumit caz vede neclar și ne spune că vede sau situații de genul. În cele mai multe cazuri, în situația în care consultăm un copil, nu ne bazăm pe metode subiective, nu pe ce ne zice pacientul, pentru că pacientul poate să ne zică multe lucruri care să nu fie reale. Ne bazăm pe metodele obiective, iar aparatele pe care le avem la dispoziție și care sunt făcute special pentru copii, de exemplu, mai ales că și colaborarea este un pic mai deficitară la copil, nu neapărat vrea să se așeze la aparate, să stea într-o poziție în care să putem să îi măsurăm refracția oculară. Avem variante de aparate de la distanță, în așa fel încât copilul să nu se simtă stresat, să devină această consultație oftalmologică ca și o joacă pentru ei. Și avem metode obiective, adică aparatele ne spun clar dacă este o problemă sau dacă este o problemă inventată de către copil, și bineînțeles trebuie individualizată în funcție de vârstă. La 7 luni ne interesează preponderent să identificăm dacă există anomalii congenitale. La 7 luni, evident, nu putem să măsurăm acuitatea vizuală, copilul nu este verbal. După care, la 2-3 ani, începem să ne înțelegem mai bine cu el, începe să colaboreze, începem să-i arătăm cartonaș, și atunci deja lucrurile devin altfel.
Și putem să ne dăm seama, evident, dacă este real ce ne zice sau dacă nu este real, după măsurătorile pe care le facem în timpul consultației. Mulțumesc! Ca o încheiere a ediției de astăzi, vreau să vă întreb care considerați că sunt cele mai mari pericole pentru sănătatea vederii, mai ales la copii, și ce recomandări aveți? Cele mai mari pericole este tocmai lipsa identificării la timp a acestor afecțiuni. Aici am subliniat și am spus despre necesitatea controlelor periodice încă de la vârsta nou-născutului și a sugarului. Anumite afecțiuni congenitale sau dobândite care își fac resimție probleme ereditare, cum ar fi anumite distrofii retiniene, boala Best, boala Stargardt, care își fac resimțită prezența abia în a doua decadă, după vârsta de 10, 12, 14 ani și care duc la vederea scăzută mai rapidă și, din păcate, irreversibilă. Asta este una dintre afecțiunile, dintre amenințele cele mai mari. Și, în general, amenințarea cea mai mare este momentul în care există o problemă oftalmologică care nu se mai poate rezolva, pentru că, din păcate, chiar dacă suntem în secolul 21, când avem o tehnologie, sunt anumite afecțiuni ereditare, afecțiuni congenitale care nu se pot rezolva, și atunci putem măcar, în situații din astea, care sunt destul de rare, din fericire, să îndrumăm părintele să ducă copilul la o școală specială, unde va avea posibilitatea să învețe mai mult decât la o școală normală, unde poate să rămână în urmă din cauza predării altei tip de predări față de o școală specială. Și putem să facem. Astea sunt cazurile rare, din fericire. Depistarea la timp a vicilor de refracție cu purtarea ochelarilor și, da, una dintre amenințări este și statul mult în fața calculatorului, și aici vreau să subliniez, cred că am mai subliniat povestea asta cu copilul care stă mult în fața calculatorului. Riscul dezvoltării miopiei este mare, sunt ultimele studii care ne arată că incidența miopiei a crescut odată cu expunerea îndelungată în fața ecranelor, plus alte probleme de nervozitare, nervozitate, lipsă de atenție și alte probleme musculoscheletale. De asta e important. Orice problemă se poate rezolva dacă copilul este dus la timp la medică. Mulțumesc! Vă mulțumesc și din partea urmărătorilor noștri pentru toate sfaturile de până acum și pentru ediția aceasta specială, zic eu. Dragilor, vă mulțumim pentru atenție ca întotdeauna. Vă așteptăm să ne urmăriți în continuare pe pagina noastră de Facebook, Napoca Live, și pe pagina clinicii Q Vision Cluj-Napoca. Până atunci, vă urăm o zi frumoasă în continuare.